Vă prezentăm vestea de ultimă oră pentru șoferii din România, regulile vitale care se schimbă, mare atenție! Anunțul momentului pentru șoferii din România vine de la Registrul Auto Român. Din păcate, acesta trebuie să se alinieze cerințelor europene. Șoferii din România vor avea o surpriză atunci când vor merge să facă inspecția tehnică pentru mașinile lor. Stațiile de inspecție tehnică nu mai au încotro și trebuie să înarmeze cu aparatură de generație nouă, care poate detecta noxele sau erorile autoturismelor. Normele europene au intrat în vigoare încă din anul 2018, însă operatorii au avut la dispoziție 5 ani pentru a se dota cu respectivele aparaturi. Mai exact, reglementările fac parte din Directiva Uniunii Europene din 2014, care a intrat în vigoare în luna mai 2018. De la acel moment, stațiile RAR ar fi trebuit să fie dotate cu aparatură modernă pentru a se alinia cerințelor Uniunii Europene. De asemenea, stațiile ITP au luat la cunoștință despre noile cerințe europene încă din anul 2018 pentru a avea timp să se doteze cu aparaturile cerute. Această derogare a expirat însă, iar directiva intră în vigoare începând de astăzi. Nu în ultimul rând, tot astăzi se vor modifica și modul de transmitere a datelor din stațiile ITP către serverul Registrului Auto Român. Astfel, operatorii au un link pe care trebuie să îl descarce. În acest fel, vor avea acces în server unde vor introduce datele testării mașinii. Numai așa vor putea valida ITP-ul fiecarei mașini, relatează playtech.ro.